Situația inedită în comuna Colonești din Olt. Consilierul PSD Dan Constantin Burducel a ales să divorțeze de soție chiar înainte de campania electorală, când a fost informat de colegi că îl vor susține pentru funcția de viceprimar, iar actele au ieșit înainte de alegeri. Deși adversarii politici susțin că divorțul a fost soluția aleasă pentru a se ieși din situația de incompatibilitate datorită soției care era secretarul primăriei, consilierul ajuns viceprimar a negat acest lucru. Nu este nicio legătură între divorț și funcție. Funcția am obținut-o pe urmă, divorțul l-am declarat prin mai, la începutul mai, cred că asta a fost, nu ne-am înțeles, au fost discuții între noi și de ce să degenerăm la alte probleme? Mai bine am... Discuții legate de păstrarea postului de secretar al soției și dorința dumneavoastră de a ajunge viceprimar, dar, sau propunerea de a... Dar nu era vorba de viceprimar atunci, în perioada aceea. Noi aveam discuții mai demult, după 2-3 ani de zile, și am căzut de comun acord și cu copiii să divorțăm, e mai bine așa și... Locuim încă împreună, dar separat. În ciuda divorțului pronunțat de notar, cei doi soți locuiesc împreună și poartă același nume. Edilul localității neagă că ar fi știut de situația creată, dar recunoaște că divorțul, care l-a salvat funcțiile celor doi angajați ai primăriei Colonești, a fost benefic pentru comunitate, foștii soți Burducel fiind angajați model. Nu știu dacă e moral, vă dați seama, dar pentru comună e un divorț benefic. Un divorț benefic. Și rămân cu funcțiile. Nu are ce să le facă. Deci moral e. Probabil mulți cred că el vor amândoi să fie în primăria acolo. Nu e adevărat. El era director de cămin, făcuse treabă, a câștigat festivalul de la Caracal, a câștigat festivalul călușărez la Slatina, la copii. Un director foarte bun, să știți. Locuitorii din comună au despre cei doi soți doar cuvinte de laudă. Niciunul dintre ei nu știe că între aceștia să fie existat neînțelegeri. Cei mai mulți dintre ei au auzit că ar fi divorțat pentru ca bărbatul să ajungă vice, deși le e greu să creadă. Ei nu ar fi dat niciodată căsnicia pe o funcție. Eu tot așa am auzit. Ce ați auzit? Că s-au divorțat. Dar... s-au divorțat pentru funcție? Cam așa, ce mai de la vale la deal. Și cum vi se pare ideea asta? Nu mi se pare bine. Să înțelegeam. Au doi copii, are unul în cadrul armatei sau în celare și... Și nu, sunt niște oameni foarte... Și nu știu. E posibil să fi divorțat pentru a obține funcția de viceprimar? Că erau incompatibili dacă nu divorțau. Nu pot să vă spun așa ceva. Ce fel de om e? Mie mi s-a părut om cinstit. Nu, n-a făcut rău la nimeni, nu. Dar știți cum se înțelegea cu doamna? Că am înțeles că și doamna lucrează în primăria. Păi cu doamna nu s-au înțeles bine. S-au înțeles bine? S-au înțeles bine, da, sigur că da. Acum se spune că ar fi divorțat ca domnul să poată să ocupe funcția de viceprimar. Ce părere aveți? Nu știu. Dar vi se pare ok? Mi se pare așa, nu știu cum, că s-au înțeles bine, nu știu, au copii mari, au tot. Copii realizați? Da. Și nu s-a auzit nimic de ei. Tribunalul Olt a anulat la scurt timp ședința de constituire a Consiliului Local Colonești și implicit alegerea lui Dan Constantin Burducel în funcția de viceprimar. Aleșii au fost convocați pentru constituire pentru joi, la prânz. Constantin Dan Burducel va fi susținut în continuare pentru funcția de viceprimar.